Satul Nănești din comuna Bârsana este locul în care încă se face agricultură, iar acest lucru este și profitabil. De câțiva ani, sătenii au accesat fonduri guvernamentale pentru solarii cu legume, iar satul a devenit un bazin legumicol de succes. Administrația locală din Bârsana îi susține pe agricultori și îi îndeamnă să continue această activitate. Este vorba de satul Nănești, acolo unde este un grup de oameni tineri, harni și gospodari care au luat această decizie de a produce ei în ograda proprie aceste legume și suntem foarte mândri de acest lucru, pentru că satul Nănești a devenit un bazin legumicol, pot să-i spun, cel mai mare din această zonă de Maramureș, din Maramureșul istoric, și mă bucur pentru că an de an aceste familii își continuă activitatea. Bineînțeles, au fost sprijiniți și sperăm în continuare să fie sprijiniți și de acele finanțări provenite din la Guvernul României, de a-i stimula pe acești oameni, pentru că merită și pentru că așa este și normal, și îi așteptăm cât mai repede cu tarabele pline. De aceea suntem mândri de cei care fac și, bineînțeles, că îi încurajăm pe toți. Dacă vorbim de Bârsana, din ceea ce privește agricultura, avem în Bârsana, în comuna noastră, să vă spun așa, numărul cel mai mare de fermieri înscriși la APIA, din această zonă, din Maramureșul istoric, un număr de peste 800 de fermieri la nivel de comună. Iar în Bârsana, la noi, oamenii preferă să crească animale, să lucreze terenul și, bineînțeles, să producă și fructele care vin, fie că vin vara sau toamna. Bineînțeles că sunt și ei nemulțumiți de prețul la care se vând aceste fructe, pentru că, până la urmă, nu sunt fructe bio, sunt fructe din ograda proprie și oamenii își doresc, după un an de muncă, să profite de acest fapt. Dacă în urmă, cu câțiva ani, în Nănești apăreau primele solarii cu legume, acum acestea s-au înmulțit. Agricultorii își folosesc tot mai multe terenuri pentru legumicultură, în sere și solarii. În fiecare an încearcă soiuri noi, mai spun aceștia. Dumneavoastră sunteți unul dintre agricultorii cu cea mai mare producție din Nănești. Da, mama lui Tămaș Ion. Cum v-a venit ideea să faceți solare? Băiatul meu a făcut amus 6 ani primul solar, după ce au mai făcut 4 din jos, mai unul, avem pământ mult și trebuie o investiție. Se merită? Aveți cui să vindeți produsele? Mai cu greu, dar dacă ai marfă bună, vindem, avem acolo jos o tarabă, mai de aici ce putem. Mai cu greu, dar cu pandemia anul trecut o fă mai rău să vedem anul ăsta. Ce spun cumpărătorii? Sunt mai gustoase legumele și fructele? Păi cine o cumpără odată se întoarce înapoi. Avem toate soiurile de roșii anul ăsta, avem și gogoșar, avem mardeu roșu, capia de toate mamele. Avem porumb, e pentru fiert. Care sunt cele mai cerute? Roșile și gogoșarul și capia mai spre toamnă. Cum reușiți să le vindeți? Unde le expuneți? Avem acolo jos, mai avem patru solare la intrare și avem acolo o tarabă și așteptăm clienți. Toată ziua aștept. Dimineața recoltez și după până de seară stau acolo eu și vând. Băiatul și nora pe câmp, că avem și în aer liber gogoșar și capia și iată-te. Și se întâmplă să rămâneți cu legume pe care nu reușiți să le vindeți într-o zi? Așa să vă spun, se mai întâmplă. Se mai întâmplă. Și ce faceți cu ele? Păi ce facem? Am făcut zacuscă, am făcut bulion ca să nu le aruncăm, să nu... Am făcut iată-te.
Succesul în legumicultură în satul Nănești presupune însă multă muncă, iar majoritatea legumicultorilor își țin afacerea în familie. Este mult de lucru cu solarele astea? Foarte mult, uitați. Deci trebuie să știe asta cumpărătorii când vin să negocieze. Da. Trebuie să nu știți când vine, acum doamnele sunt mai, nu, dar sunt bărbați, că atâtea le întorc și le, nu știu de ce vreau să... Da, e bine așa cum e. Oamenii asigură pe cumpărători că legumele pe care ei le produc și le comercializează sunt 100% naturale. Pentru a veni în sprijinul celor care vor să facă agricultură, Ministerul de Resort informează că săptămâna trecută a fost aprobată hotărârea privind programul de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2021. Actul normativ stabilește o schemă de ajutor de minimis pentru susținerea producției de legume în spații protejate în 2021, care va fi implementată de Agenția de Plăți și Intervenție pentru agricultură prin centrele locale care vor fi sprijinite în activitatea de control și evaluare a producției de către direcțiile pentru agricultură județene. Actul normativ reglementează modalitatea de depunere a cererii la APIA, culturile pentru care se acordă ajutor de minimis, și anume ardei, castraveți, tomate, vinete, categoriile de beneficiari, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, persoane juridice, criteriile de eligibilitate pentru obținerea sprijinului, producțiile minime pe care trebuie să le obțină producătorii agricoli, precum și documentele justificative care se prezintă pentru obținerea ajutorului de minimis, efectuarea verificărilor privind existența suprafețelor, a culturilor declarate și evaluarea producției de către comisii mixte APIA, Direcția Județeană pentru Agricultură, controlul respectării normelor privind utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor de către inspectorii fitosanitari oficiali, modalitatea de comunicare între centrele locale, APIA, Ministerul Agriculturii și Direcțiile Agricole Județene. Depunerea cererilor se va face până în 20 iulie, iar valorificarea producției se va face în perioada 2 noiembrie-2 decembrie. Documentele justificative pot fi depuse până la 3 decembrie 2021. Plafonul maxim alocat acestei scheme de sprijin. Plafonul maxim alocat acestei scheme este de 150 de milioane de lei, iar valoarea maximă a ajutorului de minimis pe beneficiar este de 2000 de euro pe cultură pe 1000 de metri pătrați. Prin acordarea ajutorului se dorește creșterea interesului producătorilor în dezvoltarea exploatațiilor agricole și satisfacerea dorinței consumatorilor de a achiziționa legume proaspete și de calitate.